Primarul municipiului Călărași Daniel Ștefan Drăgulin ne-a vorbit despre măsurile luate în localitate de la decretarea stării de urgență și până în momentul de față, ca urmare a înregistrării pandemiei cu noul COVID-19. De asemenea, în cadrul discuției au fost abordate teme precum proiectele aflate în derulare și situația politică la nivel local. Ieri, Guvernul României a luat decizia prelungirii stării de alertă ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus 19, COVID-19. Această decizie urmează a intra la vot. Cum a fost gestionată situația la nivelul municipiului Călărași? În primul rând, aș vrea să vă spun că la nivel național numărul de cazuri a fost destul de mic raportat la nivel european. Și comparativ cu alte țări? Comparativ cu alte țări, da. Și bineînțeles, la nivelul municipiului Călărași și a județului Călărași ne situăm, din păcate spun așa, dar totuși este mult mai bine față de alte județe, într-o zonă de mijloc spre zona inferioară a numărului de cazuri pe care noi le-am avut. Și o să vă explic și de ce spun lucrul ăsta. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri și tuturor călărășenilor pentru modul în care au respectat hotărârile guvernului cu privire la pandemie, a faptului că au respectat și atunci când noi am luat unele hotărâri locale cu privire la purtarea măștii, distanța socială. Rezultatul acestui lucru arată faptul că la nivelul municipiului Călărași, la ora actuală, nu avem decât 22 de cazuri. Am avut 22 de cazuri de COVID, dintre care două sunt active. Acum, ca să spun, sunt internate în spital. Acest lucru demonstrează faptul că toți cetățenii au respectat foarte bine ceea ce s-a hotărât la nivel național. Mai avem persoane izolate? La ora actuală avem 447 de persoane izolate, la data de 17. V-am zis 22 de cazuri de COVID, între care două active. Și de asemenea avem 400 de persoane izolate și sunate zilnic de Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei. Totodată vreau să mulțumesc și personalului din primărie, a funcționarilor publice, a Direcției de Asistență Socială pentru implicarea din prima zi și până în prezent în rezolvarea problemelor care stau în competența noastră. Știu că în perioada situației de urgență am avut carantinați. În momentul de față se face izolarea sau carantinarea se face la domiciliu. La domiciliu, da. Nu se mai face. Puteți să ne spuneți câte persoane au beneficiat de ajutor? La ora actuală, până în această dată, noi am asigurat hrana zilnică a unui număr de 142 de beneficiari. De asemenea, n-am uitat persoanele vârstnice și peste 65 de ani și am efectuat cumpărături pentru ei și vreau să le mulțumesc pe această cale și celor de la Crucea Roșie și celorlalți parteneri care au fost alături de noi cu privire la unele donații pe care le-am primit. Da. Pot să spun de asemenea că pe tot parcursul acestei perioade de pandemie, care spre nefericire încă nu s-a terminat, am acționat începând cu dezinfecția tuturor străzilor din municipiul Călărași cu substanțe aprobate de Direcția de Sănătate Publică, da, pentru prevenirea împrăștierii acestei pandemii. S-a efectuat noaptea și documentele atestă că nu a rămas o stradă nedezinfectată. De asemenea, în această perioadă, cu surse proprii, am reușit să spălăm drumurile, trotuarele, am dezinfectat unitățile de învățământ, grădinițe, școli. De asemenea, în perioada aceasta, ținând cont că există unele activități școlare, au fost dezinfectate toate sălile de clasă, ulterior am dotat cu măști, cu dezinfectanți, cu tablete pentru buna desfășurare a activității școlare în această perioadă. Ați cumpărat și termoschenere? Au fost achiziționate 59 de termoschenere, dintre care 50 au fost date unităților de învățământ pentru a verifica la intrare toți elevii care participă la aceste activități. De asemenea, în urma hotărârilor de guvern, vreau să vă spun că au fost dezinfectate toate scările de bloc, da? Și vom vedea dacă în perioada următoare va mai fi nevoie să facem această dezinfecție.
Dacă se va aproba decizia privind prelungirea stării de alertă și vor fi luate anumite măsuri, acestea vor fi trecute prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență și implementate la nivel. Bineînțeles, absolut toate hotărârile luate la nivel central au fost trecute prin Comitetul Local al Situațiilor de Urgență, ținând cont și de hotărârile pe care Comitetul Județean le iau, astfel încât să fim în concordanță cu hotărârea la nivel central, hotărârea la nivel județean și hotărârea la nivel local. Am văzut că și la nivelul instituției pe care dumneavoastră o conduceți au fost luate anumite măsuri. Nu intră nimeni în instituție fără mască, îi se măsoară temperatura, iar la ghișeele unde se achită taxele și impozitele am văzut o anumită distanțare. Este normal să respectăm ceea ce s-a propus și s-a hotărât. Faptul că în fiecare dimineață toți angajații primării, toți funcționarii publici sunt verificați cu termoscanner pentru a vedea dacă au probleme cu temperatura corpului, da? Și de asemenea fiecare este obligat să poarte mască. În cazul în care cetățenii intră în instituție cu respectarea distanței sociale și nu au măști, li se repartizează măști. Primesc măști de la... Bineînțeles. Ce se întâmplă dacă un angajat prezintă temperatură sau un cetățean care vine pur și simplu să-și plătească taxele și impozitele? Noi nu ne dorim acest lucru, sincer, dar Doamne ferește dacă se întâmplă. Pentru cel care este funcționar în cadrul primăriei să ia din 5 în 5 minute temperatura, dacă într-adevăr persistă peste 37,2 temperatura, atunci este invitat să ducă acasă, se autoizolează și dacă într-adevăr a fost numai accidental această temperatură, poate să revină la locul de muncă. De asemenea, dacă cetățenii prezintă această temperatură la evaluare, este trimis acasă. Până acum ați înregistrat? Nu am avut niciun fel de problemă, ceea ce demonstrează, așa cum v-am spus la început, că cetățenii au respectat și respectă cerințele, sau nu cerințele, mai bine zis, hotărârile pe care au fost luate la nivel național, județean și local. Dacă am vorbit despre măsurile aplicate în perioada pandemiei, în perioada situației de urgență și a stării de alertă, voiam să vă întreb, această situație inedită cu care ne-am confruntat cu toți pentru prima dată, a afectat într-un fel ritmul lucrărilor derulate în momentul de față în municipiu? Impactul acestei pandemii a fost, să zic așa, destul de dur pentru toată lumea. Dar cu toate acestea, din discuțiile pe care noi le-am purtat cu constructorii din diferite puncte de lucru, aceștia nu au vrut să oprească definitiv lucrările, au respectat pe cât posibil distanța socială și de asemenea purtarea măștii. E destul de greu să lucrezi cu masca pe figură și să sap sau să torni asfalt sau să bordurezi. După părerea mea, toți constructorii au răspuns pozitiv solicitărilor noastre și au încercat pe această perioadă să-și continue activitățile. Mai puțin, dar să-și continue activitățile. Dacă stăm bine să ne gândim, Nicolae Titulescu, pe strada, pe bulevardul Nicolae Titulescu s-a lucrat, pe strada Grivița s-a lucrat mai mult pe partea de lucrări subterane și aici intră cablurile de energie electrică și telefonie și TV. Săpăturile s-au continuat și de asemenea acordarea la rețeaua electrică subterană a cetățenilor de pe strada Grivița. Ați adus în discuție Nicolae Titulescu. Chiar în această dimineață am văzut utilaje, o parte din stradă s-a reînchis. Ce se întâmplă? Se toarnă ultimul strat? Da, aveți dreptate. Nu de astăzi, ci de ieri ar fi trebuit să se înceapă asfaltarea. Datorită condițiilor meteo, turnarea asfaltului nu se poate face în această perioadă, pentru că ploaia poate influența negativ procesul de asfaltare. Mașinile așteptau la București, pentru că vine asfaltul de la București. Mașinile au așteptat la stația de asfalt, dar datorită faptului că plouă în București, nu se poate veni cu mașinile. Aceasta este o problemă și vreau să aduc la cunoștință tuturor călărășenilor la o lucrare de asemenea învergură, pe lângă ceea ce este în proiect, pot apărea diferite lucrări ascunse care nu-ți permit să avansezi, ci trebuie să le rezolvi pe acestea și după aceea să trăi la lucrările trecute în proiect. De asemenea, timpul nefavorabil și, bineînțeles, pandemia a făcut ca
timpul în care, perioada de care să se lucreze să fie mai mică sau câteodată deloc. Vorbiți-ne un pic despre lucrările efectuate în primele 6 luni ale acestui an, la nivel de municipiu. Dacă aveți o valoare. Valori, mai puțin, dacă îmi permiteți. Acum, noi avem lucrări care se desfășoară, să zicem, pe diferite finanțări. Dacă vorbim de finanțările pe împrumut și pe fondurile proprii, da? Până acum am avut lucrări de aproximativ 248 de milioane de lei, un lucru deosebit, ținând cont și că am avut împrumut și asta ne-a ajutat foarte mult, și din banii pe care am avut la nivelul bugetului local. Dacă discutăm de bugetul local, pot să vă spun că el este influențat negativ multe activități colaterale față de activitatea de drumuri sau de investiții, de lucrări în general, pentru că cetățenii, datorită acestei pandemii și pe bună dreptate, nu pot să-și plătească datorile către bugetul local. Dar cu toate acestea, și vreau să felicit pe această cale consilierii care au fost de acord cu aprobarea acestui împrumut, am reușit să facem o serie de lucrări care vin în beneficiu și pentru modernizarea municipiului. Acestea fiind vorba, dacă ar fi să vorbim despre lucrările efectuate din bugetul propriu, dar dacă ar fi să discutăm despre proiectele din fonduri europene, acolo care ar fi situația? Aș vrea să spun următorul lucru, că este pentru prima dată când municipiul Călăraș are un portofoliu de proiecte a căror valoare se ridică la peste 52 de milioane de euro. În 2012, când am venit eu la primărie, ținând cont de faptul că era o perioadă de bugetare europeană, municipiul Călăraș nu avea niciun proiect depus, niciun proiect în execuție și nici în așteptare. A trebuit să muncim 4 ani de zile ca în momentul acesta să avem acest portofoliu a căror valoare a proiectelor se ridică la 52 de milioane de euro. Noi avem diferite stadii acestor proiecte. Avem proiecte în implementare a căror valoare se ridică la 41 de milioane de euro, proiecte aflate în etapa de precontractare 7,25 de milioane de euro și, bineînțeles, valoarea proiectului aflate în evaluare și în rezervă de 6,78 de milioane de euro. Total, 52,56 de milioane de euro. Dacă ar să ne gândim și putem spune că la ora actuală avem proiecte semnate și urmează și diferite stadii de evaluare pentru a fi ridicate în SEAP, avem proiecte a căror valoare se ridică la 35 de milioane de euro, avem proiecte în precontractare a căror valoare, v-am zis, se ridică la 7,25 de milioane de euro. Proiectele pe care le avem în diferite stadii, cele mai importante sunt modernizarea străzii București, de la Siderca până la IMC. De asemenea, avem pietonalul care înseamnă Piața Mare până la piața primăriei Consiliului de Sean, da, unde veți vedea și vom vedea cu toții ce proiect grandios va fi. Poate unii zic că este un cuvânt mare grandios, dar așa va fi. Va fi una dintre zonele cele mai frumoase din municipiul Călăraș. La banii pe care avem din împrumuturi sau din surse proprii, după cum ați văzut, am început Piața Mare, care va fi capătul sau începutul acestei proiect european, dar Piața Mare se realizează din împrumut, lucru care va demonstra că în anii pe care eu am petrecut aici și petrec în continuare, nu stăm degeaba. Pentru mine nu există, așa cum spun unii, an electoral, preelectoral. Pentru mine înseamnă zi de muncă împreună cu toți colegii din primărie. Asta voiam să vă întreb. V-ați asumat un risc foarte mare, ținând cont că, într-adevăr, este un an electoral, așa cum ați spus dumneavoastră, să derulați toate aceste lucrări. Toate aceste lucrări sunt începute, sunt în plină derulare, toate străzile sunt în lucru, sau majoritatea străzilor sunt O parte. Dar vor începe și alte lucrări, așa cum ați spus, strada București. Cum credeți că percep cetățenii acest lucru? Credeți că au înțeles? Dacă vă aduceți bine aminte, în 2015
am început lucrările pentru proiectul de apă și canal. Proiect CELEUT, renumitul CELEUT. Da. În care foarte multe străzi din municipiul Călăraș au fost sparte, o parte din cetățeni care nu înțelegeau acest lucru, tranșee, praf, recunosc, așa a fost și n-aveam ce să fac. A trebuit să nu pierdem acești bani, 8 milioane și ceva de euro. Mi-am asumat riscul pentru ca călărășenii să aibă apă bună de băut. Deși la stația de tratare a apei, apa este sau are parametrii foarte buni, datorită colmatării țevilor și a vechimei acestora, apa când ajungea la robinet prezenta o serie de probleme. Eu aș vrea să întrebați cetățenii care beneficiază de acest proiect să vedeți că apa este foarte bună de băut. Mai mult decât atât, este mai bună decât multe ape care se consideră plate în magazine. Nu m-a deranjat, mi-am asumat, pentru că până la urmă rolul primarului nu este numai să dea bine în fotografii, nu este, rolul lui este să administreze sau să încerce să aducă cât mai multe investiții. Nu contează perioada, nu contează ziua sau anul, ci contează ca banii pe care îi avem la nivelul primarului să-i cheltuim cu folos pentru comunitate. Știți, și am văzut în mediul online că o parte din cetățeni nu înțeleg faptul că odată un proiect accesat pe fonduri europene, nu puteți lua banii de la acel proiect să-l folosiți în altă parte. Și am să vă dau și un exemplu. În urmă cu ceva timp, citisem undeva că de ce, domnule, au folosit banii să facă poșta veche și nu au luat banii ăștia să facă nu știu ce stradă. Poate că ar fi cazul să explicați un pic cetățenilor că banii accesați pe un fond european nu pot fi folosiți. Vedeți, dumneavoastră, sunt diferite axe de finanțare europeană. Axe pe care, conform ghidului solicitatului, trebuie să le respectăm. Dacă avem pentru emisii de carbon, trebuie să, și acolo sunt o serie de subpuncte, noi trebuie să le respectăm pe alea. Nu am avut nicio axă prin care puteam să accesăm fonduri pentru asfaltare de străzi. În momentul în care a existat o posibilitate de a atrage banii europeni, indiferent pentru ce activitate sau pentru ce obiectiv de interes local, noi am depus proiecte, pentru că numai așa poți să te dezvolți. Am făcut poșta veche. Toată lumea spunea că este emblema lui Drăgulin când nu era gata. N-am ținut cont de lucrul ăsta, da? Și dacă am avut posibilitate să accesăm niște bani, am accesat și am repus am readus la viață această emblema municipiului, pentru că toată lumea vorbea de poșta veche. Și la ora actuală mai avem foarte puțin de executat și sper că până în septembrie să o inaugurăm. De asemenea, ați văzut că avem strada București, pe care o să o modernizăm, însemnând nu numai partea de șosea de asfalt, înseamnă și stații de autobuz moderne cu afișaje electronic care se aduc la cunoștință pe lângă unele informații de interes local sau de interes general. Și în momentul unde este autobuzul, când ajunge în stație. Pentru că trebuie să intrăm și noi în rândul municipiilor sau orașelor moderne. De asemenea, avem 17 puncte de semaforizare în municipiul Călăraș. Avem 5 pietonale. Am spus că avem intermodalul, iar la cap de linie ar fi trebuit să facem tot așa un cap de linie modern, dar datorită banilor pe care avem nu putem să-l mai construim. De asemenea, avem stație de biciclete. Avem biciclete. Vom încerca să facem piste pentru biciclete, dar orașul nu ne permite decât în anumite zone, pentru că străzile din municipiul Călăraș sunt destul de înguste. Avem achiziție de autobuze. Puteam să ridicăm în seapă achiziția acestor autobuze, dar după părerea mea, până nu începem strada București, n-are rost să ne apucăm să luăm autobuzele, să le ținem în parc, în garaj. Da, o să le luăm în momentul în care le putem și folosi. De asemenea, avem stații pentru încărcarea mașinilor electrice. Sunt
foarte multe proiecte care vin în sprijinul cetățenilor și vor arăta modernizarea acestuia. Strada Grivița, lucrurile de pe strada Grivița vor fi finalizate din punctul nostru de vedere înainte să înceapă lucrurile pe strada București? Sau bineînțeles, asta este și scopul nostru. Cred că într-o săptămână, două, va fi terminată partea de documentație pentru a fi ridicate în SEAP pe strada București, inclusiv pietonalul. M-aș bucura dacă cei care participă la licitație să vină cu documentele întocmite corespunzător, să nu avem tot felul de solicitări din partea lor. Da. De asemenea, mi-aș dori să nu existe contestații. Eu cred că în 6-8 luni de zile, partea de adjudecare a constructorului să se termine și la anul, pe timpul ăsta, deja să intrăm în lucrări. Strada Grivița până atunci, eu sper, indiferent de ce se întâmplă în septembrie, până la filele anului să se termine. Spun acest lucru pentru că de-a lungul desfășurării lucrărilor pe strada Grivița au apărut tot felul de probleme neprevăzute și a trebuit să facem alte lucrări decât cele care sunt prise în proiect pentru a nu mai avea ulterior probleme care ar putea deteriora lucrarea. Din punct de vedere politic, ce ne puteți spune? Au apărut fel de fel de zvonuri în mediul online? E o vorbă bătrânească. Gura lumii, doar pământul o astupă. Suntem într-o țară democratică, fiecare își exprimă puncte de vedere. Păi mie mă deranjează un simplu lucru. Atacul la persoană și atacul la familie. De când fac politică și de când coordonez cel puțin campanii electorale, niciodată, și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru, n-am făcut atac la persoană. Eu îmi prezint întotdeauna realizările și proiectele pe care le am de desfășurat. Pentru că cine nu muncește nu greșește. Iar denigrarea, defăimarea, jignirea caracterizează decât un segment al lumii politice. Și pentru lucrul ăsta mă detașez de tot ce se vorbește. Mie mi-ar fi plăcut să am confruntări pe proiecte, pe ce n-am făcut, de ce n-am făcut aia sau cealaltă. Dar atâta timp cât unii dintre adversarii mei politici se uită în curtea celuilalt, în loc să-și facă o evaluare foarte clară și bine punctată a ceea ce a făcut, vorbesc de alții. Eu respect legea spre dezavantajul altora, care, ca niște copii, se dădeau cu fundul de pământ să poată să li se aprobe fără documentație și fără a respecta legea diferite lucrări. Eu n-am să fac asta și poate faptul că lucrările se desfășoară în această perioadă este că am respectat legea. Nu-mi permit să nu respect legea pentru că mai devreme sau mai târziu poți răspunde și mai bine să dă liniștii pe pernă. De asemenea, mă gândesc la faptul că trebuie să venim în sprijinul cetățenilor, nu pentru interes politic, să-l dezavantajăm pe adversarul tău politic sau să-i băgăm bețe în roate, da? Și asta o spun cu toată responsabilitatea, să vorbim pe la colțuri, bă, nu te duce și fă aia. Mai întârzie, și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat anul trecut pe Titulescu, când anumite persoane din politice și la vremea ce vine, am să spun cu subiect și predicat cine și ce, spuneau și zic, băi, lasă, nu mai trebuie că să-l înjure lumea pe Drăgulin. Nu mă înjură pe mine. Mă înjură și pe mine. Am obișnuit să iau înjurători. Dar era în avantajul cetățenilor. Mă întorc și mai mult în timp. Nu este posibil să-mi anulezi o licitație cu o zi sau cu trei, nu mai mă duc aminte exact, privind tratamentul împotriva țânțarilor. La 6 luni, fără o zi sau fără 3 zile. Am câștigat procesul. Puteam foarte bine să intentez un proces penal pentru abuz în serviciu. N-am făcut-o. Am zis, să-i dă, atât îi duc capul, asta fac. De asemenea, mi-au anulat un împrumut. Dom'le, acest împrumut îl făceam pentru Dan Drăgulin? Sunt singurul care, sau singura primărie din țară care face împrumuturi pentru a dezvolta municipiul? Nu. De asemenea, sunt tot felul de că l-am luat bani de acolo. Dom'le, până la urmă pot să iau bani, dar legal, și din bugetul local,
și din împrumut ca să duc la vot făcut niște lucrări. Pentru Drăgulin? Cum? Pentru municipalitate, pentru toți cei care trăim în municipiu. Eu cred că multă lume s-a săturat de gargara asta ieftină. Ei n-au cu ce să mă contracarez. Pentru că nu am niciun proces penal. Nu m-a legat nimeni cu mașina poliției până în municipiu. N-am fost condamnat penal. N-am datorii la apă și canal. Și multe altele. N-am făcut falsuri în documente. Eu consilierii pe care îi am, îi folosesc în interesul comunității. Mi-aduc la cunoștință probleme. Își respectă fișa postului. Alții se duc și pe banii publici fac tot felul de măgării și lucruri care nu sunt demne de un politician sau de un consilier care lucrează în administrația publică locală. În momentul de față sunteți singurul candidat anunțat oficial. Există posibilitatea, pentru că au apărut discuții în acest sens, să se schimbe ceva în decizia PNL privind susținerea candidaturii dumneavoastră? La ora actuală nu există niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. Este o decizie pe care pot să o iau eu personal dacă este numai candidat la primărie. Nici de cum altfel. Eu sunt nominalizat de Biroul Politic Național. Dacă apar unele probleme și într-adevăr consider că sunt poate cu șansa a doua, da, este normal să trag pentru partidul meu. Da, dar momentan nu fac probleme. Nimeni la ora actuală nu are mai multe realizări decât Dan Drăgulin. Nimeni la ora actuală nu are mai multe proiecte pe care le arată cetățenilor că s-a preocupat pentru ei. Da? Și nimeni, în afară de mine, n-a făcut cât a făcut eu. Dacă luăm pe toți primarii de pe 95 încoace, am realizări atâta câte am. Și vreau să vă spun un lucru, am întâlnit cu mulți, mi-au venit în acest birou mulți cetățeni, nu neapărat de municipiu, sau din altă parte. Și mi-a spus, domnule, ce se întâmplă la dumneavoastră este extraordinar. Sunt orașe unde nu e niciun fel de activitate. Și atunci trebuie să te deranjeze că ai lucrări. Bun, nu facem străzile. Am proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării și așteptăm. A fost pandemia. Banii s-au dus către alte direcții. Am avut o gaură bugetară la nivel național. Deci nu vreau să mă gândesc când ne putem reveni. Ne lăudăm cu ce? Eu am cu ce să mă laud. Arătăm cu degetul? Eu nu s-o arăt cu degetul. Eu am demnitate, onoare și bun simț. Credeți că eu nu știu de unii sau de alții? Nu mă interesează. Nu vreau să-i nominalizez. Ar fi prea mare onoarea pentru ei să-i nominalizez. Jignesc. Asta este un lucru urât. Cred ei că dacă fac chestiile astea, le aduc în avantaj? Nu cred. Cei care au înțeles ce am făcut eu, sau au văzut ce am făcut eu, faptul că sunt reținut și că am o conduită de om normal, își dau seama cine ar trebui să conducă această primărie.